imaginile și apoi aștept părerile din partea invitaților noștri. Un reprezentant al unei secții de vot, e secția de vot cea mai interesantă din România, e cea de la Liceul Jean Monnet. Acolo merg foarte mulți politicieni, acolo au fost și Liviu Dragnea și Traian Băsescu. Un domn a refuzat să dea mâna cu Liviu Dragnea și cu Traian Băsescu, a vrut să fie obiectiv. Iată, acesta este domnul care stă cu o carte în mână, toți ceilalți dau mâna cu Traian Băsescu. Acel domn, au fost doi. Pe acel domn, acum putem să... Na, e obiectiv, nu a dat mâna nici cu Traian Băsescu, nici cu mine. E o glumă, bineînțeles. E, iertați-mă, e o chestie de educație. Evident. Este o educație, pot afirma că e o problemă, e subiectiv, deci nu e problemă, că e o problemă chiar de nesimțire aici. Pentru că ești, are, acel om are o calitate oficială acolo. Nu e un cetățean pe stradă oprit să dea mâna cu Traian Băsescu, cu Liviu Dragnea sau cu cine ar fi fost. Are o calitate oficială și este un gest de bun simț să dea mâna cu oricine. Asta dacă nu are o problemă medicală sau de altă natură. Da, deci, nu știu, nu e un gest de, nu e un gest de lăudat, nici pare de cum. Gest de frondă acesta, să nu dai se poate, mâna cu... Se poate manifesta și asta. Este o manifestare a polarizării de care vorbeam mai înainte. Probabil că dacă se va duce, știu eu, Nicușor Dan la aceeași secție de votare, vor exista alți doi care nu vor da mâna cu dar el. Și tot așa se va... Nu are voie la astfel de... Nu are voie nu moral. Sunt, moral, nu sunt legal. Sunt care simt în urma presiunii care a fost în ultimele zile... Să fi stat zile, acasă atunci. Să facă el așa un gest și să fie interesant și să-l dea și pe el la televizor toată asta ziua. Asta e, toată dacă televiziune. Nu cumva era calculat. E o chestiune, da. Asta, domnule, eu o să fiu gică contra, dar un gică contra asta care o să mă dea la televizor toată lumea, că am fost eu șmecher și n-am dat mâna cu Dragnea. Nu cred că e o chestiune acum, dar arată felul în care s-a ajuns în societatea românească să fii ori în stânga, ori în dreapta, ori cu alb, ori cu negru, da, nu mai este o nuanță de gri care să-ți permite eleganța aia în care să dai noroc și cu inamicul, să ai o colaborare și cu adversarul, chestiune care, de care profită în general toată lumea care are un interes în România, pentru că toată lumea care vine aici, exact cum e și în discuția cu legea offshore, unul discută cu PNL, unul cu PSD, unul cu ALDE, unul nu cu PSD. Nu mai știi ce să înțelegi, da? Și de ce poate să facă lucrul ăsta? Exact pentru că între noi nu putem să ne mai înțelegem. Am ajuns în momentul ăla în care, uite, nu dăm nici... Spuneam că acest domn a mimat obiectivitatea, a zis, domnule, nu votez nici... nu dau mâna nici cu stânga, nici cu dreapta, unul dintre politicienii de dreapta, celălalt e de stânga. A fost o glumă. Dar, dincolo de asta, ați punctat foarte bine faptul că noi nu putem vorbi despre anumite lucruri fără să ne enervăm. Ceea ce arată că și în cazul acestui domn, dar am permis să spun asta, imaturitate. Este imatur să dai așa cu să ții jucărelele și să putea pleci. Putea să dea mâna și să-i spună ceva neplăcut. Decent, dar neplăcut. Nu susțin acțiunile dumneavoastră. Bun, nu dacă sunteți nu bun pentru totuși... România. Avea acest minim de salut, de politețe. Cred că este succesul propagandei omului multilateral dezvoltat, cum n-a visat comunismul niciodată. Am ajuns să ne iată, definim... un succes la un bărbat da. Am ajuns să ne definim prin opțiunea politică, prin orientarea față, sau, mă rog, opinia despre, iată, căsătorie, homosexualitate sau etnie, lucrurile acestea care sunt mai importante decât calitatea noastră de om, calitatea noastră de fiu al unei familii, de persoană cu 7 ani de acasă, de om care să facă diferența între credințe și argumente. Că sunt lucruri pe care poți să le afirmi în spațiu public și nu trebuie să le argumentezi. Am ajuns să fim un puzzle din cine am votat, ce credem despre unguri, ce credem despre romi și cu cine dormim noaptea în pat sau cu cine ar trebui să se doarmă noaptea în pat și asta este tot. Ori, tocmai pentru că principalul beneficiar al acestei schizme este politicul. Pentru că în astfel de condiții, omul politic e suficient să transmită mesaje foarte simple, prezența lui în spațiul respectiv este suficientă, nu trebuie să mai zică nimic, că e clar că dacă este Dragnea și când tace, ești votant cu PSD-ul, cu Iliescu, vii din Moș Trămoș pe calea asta. Dacă e Băsescu, ești din altă... Ori,
Domne, lucrurile acestea, exact cum s-a spus, ne fac să nu mai vedem nuanțele de gri. Lumea nu este în alb și negru, deloc. Alb și negru sunt niște constructe filozofice. Lucrurile, fiecare dintre noi putem fi buni creștini, putem să ajutăm aproape. Sunt absolut convinsă că dacă o familie sau un cuplu de homosexuali are o problemă de sănătate, vor sări mulți să-i ajute. Dacă, Doamne ferește, e un cutremur în această țară, nu se uită nimeni cine cu cine a fost în pat. Eu am fost în mină, în subteran, la nivelul 3. Dom'le, erau acolo și romi, și nemți, și italieni, și, da, în Petrila. Și nu-ți puneai problema când strigă ăla, metan, că stai să vezi că eu nu împrumut cizmele, nu fug cu ăsta. Deci s-au salvat viața. Noi nu mai știm să fim, repet, oameni în primul rând, și din punctul meu de vedere această educație spre umanitate s-a pierdut foarte mult. În principal din cauza comunismului, când nu vedeam în celălalt decât dușmanul, când eram foarte atenți să reclamăm securitatea, să nu zicem ceva că în această perioadă securismul care transpare printre noi, că suntem ascultați și urmăriți mai ceva ca 89, face să tratăm în primul rând alterul, nu ca un bun vecin, ci ca un potențial dușman. Și lucrul acesta ne înrăiește și, repet, favorizează politicienii, mai ales pe cei care vin din partidele mari, cu structuri în teritoriu, pentru că nu au nevoie de prea mult efort electoral. Da. Ceea ce vedem noi la televizor, această perdea de fum, ce se cheamă referendum. Și gesturile de frondă la fel. Exact. Ajută tot partidele. Exact. Face ca pentru aceste partide mari, cheltuielile de campanie să scadă cu 50%. Au ieșit la televizor politicieni, au apărut la televizor. Nu au nevoie să mai meargă din sat în sat, de la primar, să mai dea mâna cu oamenii ăștia, mulți care se duc să voteze. Nu, a fost suficient să-și bifeze prezența mediatică pe un alt subiect. Vă rog. Nu, ce dumneavoastră, se vede foarte bine și în domeniul presei. Să spunem, în domeniul presei de investigație. Sunt pățit astfel de lucruri. În funcție de anchetele pe care le publicăm și în care descoperim faze, descoperim tot felul de situații ilegale, nu pretins ilegale, ci chiar ilegale, în funcție de acestea sunt pe rând, eram pe rând băsist, antibăsist, pesedist, antipesedist, iohanist, antiiohanist, nu mai știm să ne să privim esența, nu mai știm să privim faptele, privim doar repere. Da? Chiar mă întorc către aceste imagini și îl privesc pe acest domn în momentul în care citește o carte. Oare ce carte o citi acel om? Iertați, un pic de răutate, oare știe să citească? Da? Nu, să fim un pic mai răutăcioși, da? Nu mi se pare, repet, cu cât îl privesc mai mult, mi se pare un gest de nesimțire care îl descalifică, de a refuza să dea mâna. Acum, ca să spunem un detaliu, noi l-am auzit pe Traian Băsescu în momentul în care a ieșit de la vot spunând că s-a întâmplat ceva și că poate o fi fost vorba de un pesedist. Ei, s-a referit la acest cetățean care a refuzat să dea mâna cu el. Ce să vezi, la vreo două ore distanță, în aceeași secție de votare la liceul Jean Monnet, a mers și Liviu Dragnea, iar aceeași persoană a refuzat să dea mâna, poate auzindu-l pe Traian Băsescu. Nu, probabil că acum, văzând că a fost dat la televizor după ce n-a dat mâna cu Traian Băsescu, a zis, hai să mai fac schema asta și cu Dragnea. Putem să bănuim că acest domn va deveni pentru unii pe Facebook. Se poate ridica în picioare și să spună refuz să dau mâna. La fel, sau cel puțin la fel cu băiatul ăla de la Galați pe care l-a invitat Dragnea să bea o bere la Chiselev. Sau domnul cu plăcuțele? La să facă cinste. Domnul cu plăcuțele, eu cred că a fost targetat, a fost altceva. Sau domnul cu Cerneala, cu Emil Constantinescu. Da, ca să ne aducem aminte. Da, eroi de peste noapte. Însă, vedeți, această asperitate a oamenilor din secție, ei se cred acolo reprezentanții unei partide politice, nu exact. Altceva, vine și de la lideri. Dacă v-ați uitat, în acești 30 de ani au avut grijă la Jean Monnet, domnule, să nu se întâlnească.
eu nu știu cine îi orientează, cum îi informează unii de la alții. Păi nu, e o chestie ca să prindă presa. Dacă vin doi în același timp, e posibil să nu aibă camere. Îi filmează pe amândoi. Eu am văzut să-și dea mâna în afară de momentul acela de campanie în care, din cauza presei, își dau mâna în mod formal. Dar nu transmit altceva decât conflicte pur și simplu. Țineți minte discuția aia celebră între Vidanu și Hrebenciu, când l-a sunat Vidanu, ce Viorică, hai că noi atâna numărătoare aici, hai nu mai pierdeți vremea că am câștigat alegerile. Sunt niște relații între oamenii politici care n-apar la televizor, după cum la fel de bine sunt și niște dușmănii celebre care au dus spre situația actuală în care nu mai vezi decât ori într-o parte, ori într-alta sau și foarte greu. Sunt și ele mascate de o relație mult mai bună și noi vedem la televizor altceva. Unele sunt reale, dușmăniile astea, pentru că în oameni suntem. Uite, asta e cel mai bun exemplu acum. Dar trebuie să recunoaștem că dușmăniile acestea nu sunt ideologice, sunt pe bani, sunt pe familie. Da, asta spuneam, cel mai bun exemplu acum e cu show-ul. Apropo de un mesaj foarte clar și fără niciun fel de nuanță, acesta a venit din partea lui Gigi Becali, nu ne așteptam să spună altceva, cu toate astea a transmis că e loc sub soare pentru toată lumea. Dar zăiar focul pe cei care nu gândesc ca Gigi Becali. Haideți să-l vedem. Am venit cu gândurile pe care le-am avut la rugăciune și l-am rugat pe Dumnezeu să ajute poporul să treacă referendumul pentru ca să ajute neamul ăsta, viitorul neamului ăsta. Am venit pentru că este, în opinia mea, v-am spus, cea mai importantă acțiune a României de când este ea de 100 de ani, de când s-a făcut statul modern român. De ce? Pentru că este vorba de viitorul copiilor și a nepoților noștri, în următorii 15-20 de ani, că atunci se vor vedea efectele, ce se va întâmpla toată lumea și la noi care va trece referendumul, nu se va întâmpla. Am venit să apăr familia, copiii, nepoții, am venit, cel mai important lucru, să mărturisesc pe Hristos. Cine vine la vot în seara astăzi, mărturisește pe Hristos. Pentru că în momentul ăsta noi îl apărăm, noi am ajuns noi oamenii să-l apărăm pe Hristos până acest vot. Lasă adopția. O să ceară căsătoria în biserică, după aia vor. Că știi care-i scopul lor? Bă, scopul lor nu e că să căsătorească. Scopul lor e să-l batjocorească pe Hristos. Nu te căsătorești nici în biserică. Stai numai tu căsătorii la tine în casă și fă ce vrei la tine în casă. Da, Gigi Becali fără nuanțe, așa cum îl știm noi cu toții, barza aia focul pe cei care gândesc altfel. Tot din Biblie, fericiți și sărași cu Duhul. Dar acum, care e treaba? Și Gigi Becali a exprimat o opinie a unei părți din societatea românească, exact așa cum o vede acea societate românească și cum vede partea asta de societate o mulțime de probleme. Pentru că societatea asta este o victimă a noastră. E o victimă, uitați-vă, acum 4.000 de angajați din învățământ pleacă acasă, de 20 de ani de zile nu se respectă procentul din PIB alocat pentru învățământ. Deci s-a tot vorbit, dar nu s-a ajuns niciodată acolo. Și așa că societatea asta bună reproduce și ea plus valoare, e parte la produsul intern brut și are o voce pe care trebuie să o manifeste. Nu mi se pare absolut deplasat să o lăsăm să manifeste vocea respectivă, așa cum o înțelege în momentul respectiv. E de lucrat la alte aspecte, nu e de spus, domnule, ăia care sunt, care n-au 8 clase, nu mai votează sau altă minune de genul ăsta, pentru că acolo te duci în aceeași măsură, le interzici un drept. Ceea ce nu e neapărat cazul în momentul ăsta. Cred că dacă propune un referendum pentru limitarea dreptului la vot, ar exista o majoritate care ar vrea să impună unei minorități păi să nu voteze. Ar fi invers, pentru că aici impunerea ar fi către cei mulți, care, știu eu, cum ar
fi la votul cenzitar sau la un vot bazat pe clasele absolvite? Cred că a unei minorități, că este vorba despre votul cenzitar, vor fi scoși cei săraci, că e vorba... Corect, dar aia-s mulți, adică la vot ar câștiga. Depinde cine organizează, cine votează și care întrebare. Exact. Ori, vedeți, cred că înainte de a pune problema și... Evident că trebuie respectată fiecare, trebuie respectată toate opiniile și toate credințele, că până la urmă aici e vorba despre credințe. Argumentele sunt caduce pentru că, da, cred Dumnezeului Gigi Becali și cultura domniei sale îi argumentează această, în ceea ce cred eu, argumentează o altă opinie. În ceea ce cred colegii mei de platou, fiecare își argumentează, are rațiuni, dar în spate sunt convinsă că există o credință în ceva, într-un corp de valori. Cred, să revin la subiect, că înainte de a accentua și a chema oamenii la vot sau a nu chema oamenii la vot, ar trebui să ne gândim cât de important este votul în formarea culturii civice și poate ar trebui să-l avem în vedere în modificarea Constituției, tot ca inițiativă, pentru că noi am votat formal în ultima sută de ani, poate cu excepția unei scurte perioade în interbelic, dar și acolo a fost o zonă de dictatură destul de serioasă. Ori nu avem acest exercițiu, nu mai avem exercițiul ăsta nici în școli. Să știți că pionierii pe alocuri se alegeau cu șeful de detașament și de grupă, mai mimau și ei acolo democrația. Dar noi am mimat. De-aia nu avem nici acest exercițiu al decelării mesajului și a ne obișnui cu alteritatea în credințe. Să vă spun două povești, vă rog eu, că astea le-am în minte. Bunicul meu, când se vota ceva pe vreoa lui Ceaușescu, țin minte odată că și-a lăsat pixul acasă. Și eram copil, n-am înțeles la momentul respectiv. Era un singur candidat la ce se vota atunci. A te duce cu un pix la secția de votare însemna că îl tai pe ăla de pe listă. Că ăla era votor, băgai buletinul pe de altă parte de perioada interbelică. M-am aminte poveștile bunicii despre ce făcea tatăl ei prin secția de votare. Nu mai vot democratic, nu era acolo. Da, mă rog, da. Era o... doilea era o mascaradă. Era într-un fel, se vota cu bastonul. Dar să știți că în sectorul 2 a fost și țin minte foarte clar că comuniștii te-au pus să votezi pentru Marea Adunare Națională între Cotescu și Beligan. Că trebuie. Dom'le, a fost chiar o dispută acolo și s-a votat. Clar că erau doi pe listă. Da, trebuiau să fie actori. Important era cine numără voturi. În cele din urmă, cum se spune. Dar important este, mai este ceva astăzi. Dacă noi ne punem problema dacă vom strânge acești 35% la vot, da? Înseamnă că sunt 65% potențial din votanții din România care nu sunt de acord în cea mai mare parte cu întrebarea de la vot, dar nu ar fi de acord nici cu mesajul transmis de biserică sau de altcineva. Atunci nu ar fi normal când e vorba de 65% dintre oameni care să nu vină. Ca toată propaganda anti-referendum, nu spun că e mai bună sau mai rea decât cealaltă, să fi fost făcută în sensul haideți să veniți la referendum și votați împotriva acestei prevederi. Aici a fost marea greșeală, da, tactică de a ce? Dreptei. Și am fi avut în acel moment un vot și înțelegeam referendumul. Ce este acela un referendum? Că totuși a fost solicitat de 3 milioane, prin semnătura 3 milioane de români, este democratic, e constituțional, vizează modificarea Constituției. Dacă nu ni se pare corectă întrebarea și ceea ce se obține, nu e normal să orientăm o propagandă masivă împotriva, contrară celeia biserice și a celorlalți, ca să obținem acel rezultat, de ce să facem referendum pentru boicot? Pardon, de ce să facem propagandă pentru boicot al referendumului? Aici se face un joc al PSD-ului, pentru că dacă se vor strânge 5 milioane... PSD-ul profită doar, jocul ia 3 milioane de români. Jocul PSD-ul a acaparat chestia asta și a acaparat din cauza jocului ăsta cu boicotul. Pentru că PSD-ul, indiferent de câți oameni se vor strânge, 4 milioane, 5 milioane, 6 milioane, vor spune sunt toți ai mei. Pentru că restul ați spus să se facă boicot. Deși restul când au spus să se facă boicot. În Parlament, restul când au spus, n-au spus foarte clar.
PNL-ul a lăsat la latitudinea membrilor. Da, ALDE de asemenea. UDMR-ul a avut ALDE, e marja de eroare. UDMR-ul a fost oscilant, au fost lideri care au fost într-o parte, lideri care au fost în altă parte și atunci, în contextul ăsta, în loc să se discute efectiv și să se pronunțe pe o temă și în loc să încurajeze, indiferent de ceea ce exact, care e părerea voastră, veniți la vot, că s-au murit oameni la Revoluție, da, ca să puteți, da, să votați, s-a ajuns la boicot. Știi că vreți să aducați un comentariu? În câteva momente trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim. Până în pauză vă spun că Gigi Becali și-a trimis și fotbaliștii de la FCSB să meargă la vot, la referendum, să își respecte, să își respecte patronul. Revenim spre implicațiile politice ale acestui referendum. Mai departe, de luni, să spunem că se va contura sau deja s-a conturat încetul cu încetul o mișcare ultranaționalistă, tradiționalistă, conservatoare în România, e acesta începutul? Dacă se conturează, dar s-a conturat, este loc, întotdeauna e loc, întotdeauna e loc pe piața, pe scena politică, este loc pentru astfel de mișcare, care trebuie să recunoaștem, această mișcare lipsește în, da, România. Dar e un loc argumentele liber. În piață sunt mai puține, în piața, în societatea civilă sunt mai puține, cu atât mișcările extremiste au loc mai mult. Și este de așteptat, s-a vorbit la începutul emisiunii de către colegul meu de platou, domnul Belus, de acest curent al reacției împotriva lui politically correct, ce ne vine din vestul Europei și care l-a dat pe Trump în Statele Unite. Oamenii s-au săturat de discriminarea pozitivă, pe alocuri făcută agresiv și sigur că valori tradiționale, națiunea, deși suntem într-o Europa ce se vrea unită, tradiția, creștinătatea, etc., par a fi ușor de impus ca teme și ușor de orientat afectiv electorul spre o direcție dorită. Corect. Pentru că PSD-ul pare a fi preluat cumva încetul cu încetul tema naționalistă, dar partea conservatoare dură, care pare mai degrabă din partea PRM-ului, fostul PRM al lui Vadim care Budor. Care sunt mulți în PSD în momentul ăsta. Da, dar nu e acoperită. PSD-ul încearcă să se alinieze la grupul de la Visegrad. Încearcă să pună România pe undeva, pe acolo, cu Polonia, cu Ungaria, cu o temă de genul ăsta. Însă, noi e o bătaie foarte mare pe acest public, care apare în mod natural, publicul pentru extrem în orice societate, e ca o reacție a oamenilor care văd, ne-au furat și politicienii, ne-au furat și politicienii ceilalți, nici oamenii nici nu au capacitatea să înțeleagă. O anchetă jurnalistică de la 15.000 de semne în jurul anilor 2000, în momentul ăsta ajunge undeva la 2000-2500 de semne, dar are foarte multe, intertitluri și oamenii nici nu mai stau să se mai uită, au ajuns la starea aia de saturație în care nici nu mai vor să mai asculte, spun ăștia niște hoți toți. Și atunci această situație generează o masă de oameni pe care o să fie bătaie. O să se bată și Ponta cu Pro-România, o să se bată și PSD-ul. Îmi cer scuze, avem prezență la vot de peste 2%. Discutăm pe această temă în câteva momente. Important, avem cifrele Biroului Electoral Central privind prezența la vot la ora 13. 2,54, peste 2% așadar, prezența la vot. Cei mai mulți în Bihor, 3,66, cea mai mare prezență. Cea mai mică prezență în Harghita, puțin peste 1%. Și în București, 2,88%. Cum vi se apar aceste cifre? Deși aparent a crescut, adică mai mult de dublu au votat de la ora 10 la ora 13. În realitate, raportându-ne la ce a fost în 2016, ritmul de vot a scăzut foarte mult. Dacă făceam o estimare la ora 10, ar fi ieșit că astăzi urmă
estimau să prezintă în jur de 10% dintre alegători la urne. Dacă facem o estimare la momentul ăsta, la ora, pe rezultatele de la ora 13, eu zic că vor fi la vot la finalul zilei undeva în jur de 7,5%. Gândiți-vă că au fost 16% la ora 13 în 2016. Ce credeți? Dar nu cred că se va ajunge astăzi la 10%. Sigur că mecanismele de vot sunt altele. Cred că o parte din partidele politice, deși liderii lor au declarat că merg și fac și drag, rețeaua din teritoriu, primarii, secretarii, consilierii, nu s-au activat și nu cred că, și nu cred că o vor face, pentru că sper că și-au dat seama și partidele din opoziție că orice fel de procent va ieși 31 pic 29, sunt procentele amanetate de, așa cum s-a spus, partidul de guvernământ. Și vor spune, ăștia stai noștri. Procentele alea vor fi ceva, poate chiar un pic mai mari decât e PSD-ul acum în sondaje. Propaganda dreptei, asta să fie arma secretă a dreptei? Arma secretă, eu nu cred că dreapta a gândit prea mult această prezență și acest referendum. Cred că a căzut în capcană mai ceva decât omul de la țară, intrând în această perdea de fum care ne face să nu ne uităm la adevăratele probleme, cu bucuria ca oportunitatea de a se exprima mai aproape de sufletul alegătorului. Pentru că dacă ar fi gândit și ar fi gândit o strategie, acea strategie, în primul rând, ar fi fost unitară pe dreapta. După cum am văzut, trei partide mari, trei strategii late. Cătălin Antohe, cum zici? Însă vreau să mai spun ceva. Acest 2,8 îl avem din raportat la un volum al alegătorilor prezentat de Institutul Național de Statistică. Noi nu știm nici acum câți oameni sunt în străinătate, noi nu știm nici acum dacă acei 6 milioane pe care îi chemăm la vot sunt reali 30% sau mai puțin sau mai mult. Avem din toată această, să spun așa, din tot acest exercițiu electoral de 30 de ani, nu avem niște repere foarte clare să știm cam în ce direcție ne orientăm. Aici este problema, într-adevăr, a PSD-ului, pentru că una înseamnă să scoți 30% din 14 milioane și alta e să scoți 30% din 18 milioane. Da. Cât despre orientarea și sfaturile partidelor politice, să fim serioși, avem o, așa zis, împărțire pe partide politice la centru. Dacă mergem în județe, fie că mergem în Brașov, fie că mergem în Tulcea, fie că mergem în sectorul 3 la București, vom vedea formațiuni de tip USL, unde liberalii votează cot la cot cu social-democrații, proiecte din care se câștigă bani frumoși, pe bani publici, da? Asta sunt, asta este țara în momentul de față. Dar din asta nu cred că au ce să câștige. Nu, dar momentul în care tu ai de câștigat, tu liberal ai de câștigat din proiectele PSD-ului, adică firme de-ale tale vin și lucrează prin atribuire directă sau alte metode mai noi, îți pot pune o condiție ca de aceea de a mă susține la referendum, nu? Acestea sunt negocieri care se poartă în mod frecvent. Se poartă și în Consiliul General al Capitalei în anumite situații și, repet, sectorul 3 e o situație mai specială. Acolo nu am văzut Partidul Liberal votând împotriva Partidului Social-Democrat de foarte mult timp. Da, e interesant ce se va întâmpla la finalul acestei zile dacă avem sub 10%. Dumneavoastră spuneți că e posibil să avem sub 10%. E game over dacă avem sub 10%, dar vom vedea, pentru că mâine va fi slujba. Da. E un element foarte important. Vor merge foarte mulți oameni mâine la vot, pentru că o vor lăsa pe a doua zi prezența la urne. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Urmărim pas cu pas tot ce se întâmplă la referendum. Rămâneți pe B1 TV, știri de la fix.